15 octombrie este data limită până la care se pot face înscrierile pentru examenul de intrare în barou. Taxa este de 700 de lei. Sunt așteptați toți cei care vor să dobândească statutul de avocat stagiar, dar și cei care și-au dat definitivatul în alte profesii juridice. S-a stabilit ca examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru primirea în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se va desfășura începând cu data de miercuri 10 noiembrie 2010. Pentru a se înscrie la concurs, candidații trebuie să depună la sediul baroului, în care urmează să profeseze, un dosar care va trebui să conțină următoarele documente: actul de identitate în original, precum și în copie certificată, diploma de licență sau adeverința provizorie în original, respectiv copie certificată, foaia matriculă în cazul în care au absolvit facultatea după anul 1995, un certificat de cazier judiciar, un certificat privind starea de sănătate, care va trebui să includă și o evaluare psihiatrică. Sesiunea de toamnă a examenului de admitere în barou are loc în data de 10 noiembrie. Centrele de examinare se organizează în municipiul în care își are sediul Curtea de Apel. Prin urmare, candidații din Mehedinți se vor deplasa la Craiova pentru a susține examenul, care constă din 5 probe scrise. La următoarele discipline: organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal. Toți cei care vor promova acest examen vor dobândi calitatea de avocați stagiari. După aceasta vor putea să acorde asistență juridică timp de 2 ani, doar sub îndrumarea unui avocat cu experiență.